pregătim. Reforma administrației publice fără un sistem de salarizare clar și adaptat nu va fi eficientă. Îmi dau seama că din punct de vedere politic va fi dificil să avem o decizie pe o astfel de abordare multianuală în cursul acestui an, dar cred că este de datoria noastră să venim cel puțin cu propunerea și să supunem dezbaterii publice un astfel de proiect care să fie în coerență, cum am spus, și cu reforma administrației.